cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Senzația, da, da, vă rog, senzația de dimineață a fost să începe emisiunea Conjurătură Românească Neaușă. Cu trimitere spre originile îndepărtate ale celor în cauză. După aceea m-am mai liniștit. Am zis, domne, hai să nu înjurăm direct și să încercăm să vorbim cât se poate de calm despre un subiect. Vreau să vă spun că avem invitat, dar îl voi ruga 4-5 minute să mă suporte în timpul perorației și după aceea revenim la ale noastre. Bineînțeles că îi voi cere și părerea dacă vrea să-și o exprime pe subiectul acesta. Ieri, și alaltieri dacă nu mă înșel, am fost bombardați de toate, cum le spune un coleg, televizuinile naționale și în presa scrisă, online, pardon, de o știre bulversantă, aparent. Dom'le, suntem cei mai, aproape cei mai proști la testele PISA din toată Europa. Și în momentul în care citești știrea asta, aș o spune și ESCA și nu știu care, și cu tare și cu tare, îți intră în minte, băi, suntem chiar atât de proști că suntem ultimii la testele PISA, suntem primii pe concursuri de meserii, pe olimpiade, pe tot felul de alte lucruri, bă, și la testele PISA suntem cei mai proști. Cum e posibil așa? Îți vine să zici în PISA originilor lor. Și atunci am stat și am zis, bă, hai să vedem și noi cine sunt ăia care dau testele PISA originii mamilor. Și am, după încercări multe, am reușit să aflăm că în județul Neamț, astea sunt pe anul trecut, știți, așa, au fost 4 școli luate reprezentativ, adică nicio treabă. Și cam câți elevi credeți dumneavoastră că au completat aceste teste din multitudinea de elevi ai județului Neamț? Păi să vedem așa, 52 și cu 7 face, fac și eu ca la testele PISA, 52 și cu 7 fac 59. Și cu încă 8, vreo 67 de elevi au completat din județul Neamț. De unde? De la cel mai performant liceu, școală profesională, cum o fi el, că nimeni nu mai știe, celebrul Ion Ionescu de la Brad, în care criteriul maxim de performanță, de exemplu, la bacalaureat, este să aibă unul care trece bacul. Și de acolo au fost selectați 8 elevi. Cum? Pe ce criterii? Pe ce criterii a fost ales Ion Ionescu de la Brad? Adică principalul criteriu este ăsta. Să ne facă, să ne convingă că suntem niște dobitoci. Că învățământul românesc este foarte prost. Și că elevii noștri nu sunt capabili, iar profesorii nu sunt capabili să învețe pe elevi elemente fundamentale, mai ales de matematică. Mergem mai departe. De unde au mai luat elevii? De la Colegiul Tehnic Ion Creangă din Târgu Neamț. Majoritatea, 48. De ce de acolo? Pentru că acolo se știe că sunt peste 1000 de elevi, majoritatea navetiști. Majoritatea intrați la liceu cu cele mai mici medii. Mulți dintre ei cu situații materiale precare, care vin cu un bagaj de cunoștințe foarte mic, tocmai datorită faptului că, din cauza faptului că au o situație materială precară, lucrează la țară pe unde mai pot lucra. Și aici s-au ales tot niște clase mai, cu un nivel mai scăzut de cunoștințe. Ca să nu zică lumea că așa, au ales și 4 elevi de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț. Adică 48 de la Ion Creangă, 4 de la așa. Iar la gimnaziu, școala Vasile Alexandrii Roman, o școală, ok, 7 elevi. Este acesta un segment reprezentativ pentru elevii din Neamț
ca să spunem că suntem cei mai proști din Europa la testul PISA mamilor? Eu cred că nu. Eu cred că niște minți crețe, nu știu cât de crețe, nu știu câtă minte, încearcă să ne inducă în căpățână că nu suntem capabili, că nu putem, că de-aia nu dăm 6% din PIB la învățământ. De-aia la bugetul pe anul viitor profesorii sunt lăsați la coada bugetului. Adică la aia mărim, la aia mărim, la profesori am promis că mărim, că a fost grevă, că era cu examene. Acum să vedem că n-avem sursă la ei, la restul avem. Păi și de ce nu dăm la profesori? Păi da, vedeți ce rezultate proaste sunt la testul PISA. Cum spuneam eu cu PISA mai înainte, e valabil și acum pentru guvernanți. Asta ar fi o problemă. O a doua problemă ține de autoritățile noastre locale, mă scuzați, mă mai bâlbui din când în când, județene, locale, comunale, dar în special municipale și județene. Aflăm zilele astea, pentru cei care mai citești, sunt interesați de ce se întâmplă în acest județ, că se fac tot felul de proiecte de hotărâri și ele sună cam așa. Proiect de hotărâre privind trecerea în etapa a doua unor proiecte, nu știu ce. Proiect de hotărâre cu tare, cu tare. Și ele se duc la vot și se... așa. Proiectul numărul 1. Îmi pare rău că n-am timp acum, că vreau să vă pun imaginile de ieri de la ședința Consiliului Județean, ca să vedeți cum merg asemenea proiecte. Și eu nu știu cine este, dar era acolo și un fel de mârlete, scuzați-mă că îi spun așa, dar nu poate să fie altfel denumit, nu știu cine e, nu s-a prezentat. Când se vota câte o hotărâre, el spunea de acord, parcă, sau pentru, cu felicitări. Felicitări pentru ce, tovarășul? Că ați amânat proiecte care ele trebuiau finalizate până în 31 decembrie și mare parte dintre ele se continuă pe banii contribuabililor? Că nu sunt ai voștri, ăia de acolo. Nici ai lui Asaftei, nici al lui Conachi, nici al lui, că vorbesc de investiții aici, nici altora. Sunt banii tuturor. E, că vin de la guvern. Și de aia de unde ia? Din împrumuturi. Asta e. Ne oprim aici, că deja am perorat cam mult. Invitatul meu de astăzi, doamna Maria Apostol, consilier USL și liderul de grup al consilierului USL din Consiliul Județean Neamț. Nu vă întreb cine era Mitocanu de ieri, că nu mă mai interesează în ședință. Da, Mitocan. Mitocan în sensul Mitocanilor Caragiale, nu ăla de pe stradă. Bine ați venit la emisiune. Bine v-am găsit, bună dimineața și vreau să corectez, eu sunt consilier USR. USR. Să nu se înțeleagă altceva. Mielu. Dar poate am previzionat ceva și nu știu eu. Nu cred. Deci, gata, dau un miel. Eram prea concentrat. Erați prea prins de subiect, am înțeles. Da. Uniunea salvat România. Ca să fie și mai clar. Bine ați venit în emisiune, sunteți pentru prima dată, dacă nu mă înșel. Sunt pentru prima dată la dumneavoastră în emisiune. Și vă mulțumesc pentru invitație. Cum e activitatea asta în Consiliul Județean Neamț? Eu m-am bucurat că l-am auzit ieri după masă pe domnul președinte Asaftei, nu? Domnul președinte Asaftei, care spunea că ținem ședința asta online, dar ultima o ținem în format fizic, probabil e un par de șampanie ceva. Cam așa se face. Vă simțiți bine cu ședințele astea în format online? Nu. Chiar deloc. Chiar am militat și am solicitat de foarte multe ori ca ședințele să revină cu prezență fizică, în primul rând pentru respectul pentru locuitorii județului, în al doilea rând pentru a putea discuta mai bine proiectele, pentru a sesiza, pentru a, cu toate că, după cum ați văzut dumneavoastră, foarte multe dintre discuții pe proiecte se fac la diverse. Am văzut. Ceea ce nu este... Dar spuneți-mi un pic, se discută proiectele
în ședințele premergătoare ședinței, pe comisii? Pe comisie. Se discută serios? Nu. Că asta mă interesează. Dacă se discută serios. Pentru că... Până cu ceva timp, ședințele de comisie erau, se țineau pe WhatsApp, pe grupul de WhatsApp. Acum de o lună și jumătate, cred, s-a revenit cumva și cu ședințele de comisie în format cu prezență fizică. Sunt foarte multe întrebări pe proiecte. Eu îmi iau răspunsurile de la doamnele din aparatul tehnic, pe foarte multe dintre ele, adică unde sunt nelămuriri acolo, prefer să sun și să întreb până mă lămuresc despre ce este vorba, decât să dau un vot care să nu reprezinte realitatea. Sincer, așa aș fi preferat să se discute dacă sunt probleme sau sunt nelămuriri, să se discute în momentul ședinței pe proiectul respectiv, să primim lămuririle respective și necesare, de altfel. Poate o clarificare în plus schimbă votul de multe ori. Ar trebui să schimbe votul. Au fost câteva proiecte care au fost retrase, foarte puține, da, dar numai după ce au apărut semnale în presă sau în social media. Niciodată n-a fost retras în urma unei ședințe în comisii. Pentru că, haideți să vorbim cinstit, proiectele vă sunt trimise de multe ori foarte târziu, de multe ori sunt foarte voluminoase, da, și foarte tehnice. Așa este. Că, eu nu știu câți dintre cei de acolo sunt economiști, să poată citi un buget. Iar partea recapitulativă aia acolo, acolo e ceva așa trecut, că nimeni nu poate urmări plus, minus. Trebuie să ai experiență mare. Ceea ce nu mi se pare normal. Da. Haideți să vedem cum ați recepționat ședința de ieri. Că eu am rămas pe chestia asta cu proiectele care se duc pentru perioada următoare. Din păcate sunt foarte multe proiecte, ba sunt anulate de tot, adică sunt închise până la găsirea unei noi surse de finanțare. Multe sunt trecute, cum ați spus dumneavoastră, de la o etapă la alta. Unele poate cu fonduri europene, altele din fonduri proprii ale județului. Și cumva nu știm dacă aceste proiecte o să ajungă la finalitate, pentru că după cum am văzut, sunt multe care le amână și la un moment dat ne vine proiect de hotărâre prin care să fim de acord cu încetarea proiectului respectiv. Da, de exemplu, cum ați recepționat dumneavoastră proiectele de hotărâre privind închiderea proiectelor, da, la spital? UPU, ăla cu fluidele și au mai fost. Eu nu pot să înțeleg, adică cum să vină cineva să spună, domnule, nu avem nevoie de UPU? Noi de foarte multe ori la toate aceste proiecte am fost împotrivă, adică chiar am votat împotrivă. Și am și comunicat lucrul acesta. Eu spun mereu, un proiect trebuie urmărit, etapizat, mai îndeaproape, poate schimbată echipa dacă echipa care îl urmărește nu găsește neregulile la timp, dar și soluții neapărat. Și soluții, nu neapărat, neregul pentru neapărat. Și soluțiile la toate aceste probleme care apar de-a lungul unui proiect, pentru că se întâmplă. Da. Se întâmplă în toate proiectele, nu numai la Consiliul Județean sau și în privat sau în altă parte. Apar probleme, dar toate trebuie rezolvate cu soluții. Asta mă deranjează cel mai mult, pentru că se încep foarte multe proiecte. Da, sunt de acord și cu partea cealaltă, că se încearcă, se depun proiecte pe anumite programe și sperând că se va obține finanțarea necesară derulării lor. Dar în același timp, cred că ar trebui poate depus pentru mai puține proiecte și mult mai importante și urmărit îndeaproape toată evoluția asta și găsite soluții, pentru că așa să renunțăm la un proiect astăzi, la unul mâine. Cu cheltuieli făcute? Cu cheltuieli făcute, tocmai aici este problema. Cu cheltuieli făcute. Ba cu studii, ba cu... Într-adevăr, așa este. Bun, acum eu vreau să arăt oamenilor, Bogdan, dacă ești pregătit pe Switchercast, te rog frumos,
Să-mi dai un pic, în timp ce noi vorbim, această imagine. Da, ai dat-o deja, scuză-mă. Deci, uitați-vă și dumneavoastră. Asta este sala de consiliu și așa se desfășoară o ședință care ar trebui să fie solemnă. Deci solemnă. Și dacă îi auziți pe aici, ci că doamna Soroceanu, domnul Buhușanu, ne vedeți, ne auziți? Ce? E penibil. Este penibil și nu este decât o singură explicație. Dorința de a nu discuta aceste proiecte, de a-ți bate joc de oameni și de a ascunde lucruri. Păi nu ați văzut în ultima ședință cu prezență fizică, am ridicat o problemă care cred eu că este destul de importantă. Penibil și explicație. Dorința... Și anume adăpostul de câini. Care nu există. Care nu există. Proiectul pentru adăpostul de câini, care nu există. Dar câți bani s-au dat pentru adăpostul ăla de câini până acum și câți oameni îl operează? Da, iar ca urmare a proiectului adăpostului respectiv s-a înființat o nouă asociație la nivelul Consiliului Județean. Adică câinibugetar.ro. Da, care asociația respectivă are câțiva angajați. Oamenii ei încasează niște salarii, cu toate că în momentul în care eu vorbesc nu este dovedit, aștept încă raportul. Ei încasează bani pentru că urlă precum câinii la lună. Da. Așa. Putem spune și așa. Da. Și ați văzut cum a reacționat domnul Saftei? Că nu i-a dat voie... Dar e criză, crimă de les majeste să vorbești despre acea da. Asociație. Nu i-a cum? Dat voie să-mi răspundă la întrebare, cu toate că în urma... Eu am trimis întâi o interpelare scrisă. În primul rând să aflu ce s-a întâmplat cu adăpostul de câini, ce pași s-au făcut, dacă s-a găsit terenul, dacă s-a căutat, unde, în ce zone, să vedem un pic păi care sunt... Păi vă spun eu, a fost prima dată la Târgu Neamț. Prima dată la Dragomirești. Nu, prima dată a fost Târgu Neamț, după aia Dragomirești. Da. La Dragomirești au zis, bă, dacă tot facem un centru și n-avem pacienți și plătim 60 de oameni, hai să mai facem și un padoc pentru câini, mai plătim vreo 7 și acolo. Că trebuie cineva să taie frunza la câini. Uite, asta e explicația. În peștatul de plată se scrie, la ăștia de la ADI, tăiat frunză câini. Deci merge bine. Așa, vă rog să continuăm. Da. Și după cum ați văzut dumneavoastră, nu mi s-a răspuns, ba mai mult, în urma interpelării am fost sunată de către colegul meu, consilier județean Vornicu, în care mi-a spus că... De la... Pro-România, în apelul respectiv... A spus că vrea să-mi dea răspunsul în plenul ședinței. Dar de ce el? Păi tocmai, asta este întrebarea. Și aici vreau să primesc și răspunsul. Deci cum adică? Un consilier pro-România care n-are treabă oficial decât ca și dumneavoastră, cu votul, cu urmăritul, vă răspunde în numele cui? Consiliului Județean și a lui Adi Câinele Înflăcărat? Nu. Răspunsul este simplu și o să vi-l și trimit după ce primesc raportul. Domnul Vornicu este angajat al acestei asociații. Nu, da. Eu nu pot să cred că un consiliu... Așa să și vedeți. Votat pentru bani acolo? Sau? Nu. Nu. S-a abținut. Da. Știa că va fi angajat acolo. Ce frumos! Deci, și, este îngrijorător. În momentul acela, eu asta vroiam să aud de la dumnealui, adică să, dacă tot m-a sunat și mi-a spus că o să-mi ofere aceste răspunsuri în plen, eu vreau să văd răspunsul dumnealui, cumva să ducem discuția spre adevăr, să vedem exact cine sunt angajații la această asociație, ce se urmărește acolo, ce fac ei, pentru că eu vin din mediul privat. Într-o societate, ca să încasezi un salariu, trebuie să muncești, să faci ceva. La sfârșitul lunii, proprietarul... societății să aibă un beneficiu de pe urma ta, ca tu să-ți poți să ai justificat salariul. Și cumva aici vreau să ajung, să văd ce a făcut, ce s-a făcut în asociația asta timp de 8 luni de zile, cred că martie, dacă mi-amintesc bine, a fost înființată. Să văd exact ce au făcut în timpul acesta, pentru că în urma unei situații din comuna Brusturi, în care un grup de câini fără stăpân atacau locuitorii, noi aici ne-a fost sesizată această problemă. Întâi a acționat colegul nostru din consilier local din comuna Brusturi. Au ajuns diverse sesizări la primăria din Brusturi, după care a văzut că nu reușește să rezolve problema.
Am intervenit împreună către poliția locală. Poliția locală a ajuns, a capturat câinii aceia și ce credeți? Faptul pentru că noi nu avem o asociație în județul Neamț, a trebuit să-i ducă în județul Suceava câinii respectiv. Și cumva de aici m-am legat de toată povestea asta. Zic, este imposibil într-un județ întreg noi să nu avem, avem asociație, avem angajați, ceea ce o să se poată și demonstra la un moment dat, dar nu avem padocul respectiv. Nu ne putem ocupa de câinii care sunt fără stăpân. Nu avem condiții pentru animalele respective. Și cumva de aici intervine toată problema asta. De asta m-a și oprit domnul Asaftei atât de vehement și nu mi-a dat voie. Domnul Asaftei v-a oprit atât de vehement pentru că ar fi trebuit să spună păi, asta cine vreau să este spună. Director adjunct la acea chestie. Da. Și dacă spunea asta, primea din partea Bogdan, mai dă o dată imaginea că nu mai știu exact. Stai stângă sau dreapta? Stângă sau dreapta, nu mai țin minte, numai o secundă, Bogdan, să ajung acolo, că nu mai știu pe unde e. Deci Bogdan poate să pună, dar eu acum nu mai găsesc, mă rog, link-ul respectiv. Primea probabil ori o privire fulgerătoare, ori se spunea așa, ai grijă ce spui, că s-ar putea să ai probleme cu viitoarele proiecte să întârzie mai mult. Cam auzit că așa se întâmplă. Dacă cineva nu e angajat pe funcția care trebuie și nu primește banii care trebuie, întârzie proiectele. Că trebuie, cum se spune, aport de legalitate, adevărat, nu doar așa un pospai. Trebuie văzut cu atenție. Dar la un moment dat să știți că toate lucrurile astea o să iasă la iveală, adică nu sunt secrete pentru o veșnicie. Eu, sincer, aștept cu mare interes raportul pe care o să mi-l trimită și sper... Că acolo să fie și datele care, adică să fie un raport complet cu toate datele. Ați văzut că a intervenit domnul Hitic, acum este intrat președintele asociației respective, în care fac parte cum și dânsul? Nu, domnul este doar președinte. Doar președinte. Da. A, bine, dar el are experiență cu câinii de la Piatra Neamț, adică nu, deci chiar acolo e un lucru bun. Deci este un lucru bun că s-a dus președinte acolo și mai ales că are experiență. Dar și Salubritasul de aici, la Piatra Neamț, să știți că are mari probleme, adică se alocă, știu că se alocă foarte mulți bani, dar condițiile pentru animalele în centrul respectiv nu sunt tocmai bune. Adică cunosc persoane care au un ONG și merg să hrănească animalele acelea săptămânal și am și imagini de acolo care cumva... Lasă de dorit. Îți rupi inima când vezi un animal care suferă și poate nici nu are tratamentul de care ar avea nevoie sau sunt lăsați să moară de foame. Adică nu stau chiar bine lucrurile nici acolo. Eu ce să vă zic, pe mine mă înduioșează soarta animalelor. Da. N-am nicio problemă, dar mă înduioșează soarta Spitalului Județean de Urgență. Parcă un pic mai mult. Da. Parcă un pic mai mult. Și n-am nicio chestie cu... să dăm bani, să creștem, să îngrijim animalele, dar poate ne uităm un pic și la oameni. Că eu văd că animalele sunt pretext pentru finanțarea unor personaje. Nu sunt la județ ca, strict, pentru... strict pentru ca să ai grijă de ele, să vezi ce se întâmplă, care e bolnav, e bolnav, care e bun, e bun, să-i scoți la adopție dacă mai adoptă cineva animale, pisici, ce or mai fi, cai, asini, aveți și asini. Am înțeles că în Consiliul Județean se poate intra cu animale de companie și am înțeles că principalul animal de companie care intră în Consiliul Județean e asinul. Intră câte doi, câte trei, câte patru, dar mă rog. Bun. Cât de greu este să faci un proiect de hotărâre fiind consilier în opoziție la Consiliul Județean? Destul de greu. Destul de greu. Recunosc că unele inițiative au fost acceptate, dar ca și proiect de hotărâre, nu știu dacă vă amintiți dumneavoastră, am avut un proiect de hotărâre cu microbuzele electrice, unde trebuia schimbat doar câteva cuvinte, să spun așa. În rest, proiectul de hotărâre era foarte bine redactat. El nu a ajuns niciodată pe ordinea de zi, mai mult ne-a spus că nu a fost, nu este legal, din ce punct de vedere nu era legal, nu știu. Și au devenit legale imediat după. Da, a devenit legal imediat.
Proiectul a fost practic copiat, nu? Și a fost însușit de către cine? De către domnul Saftei. Hai, dar nu pot să cred. Cred că cineva l-a dezinformat. I-a spus că a muncit la proiectul ăla, că eu știu că domnul Asafte este un tip care pentru țara lui, pentru județul lui, îți dă sufletul și pentru adevăr. Aș putea să cred că acel proiect a fost undeva blocat într-un birou până... Și nu, probabil domnul Saftei nici nu a știut până la momentul când eu am ridicat problema în ședință că am depus noi un proiect cu același destinație. Înseamnă că am avut dreptate, da. Probabil că nici nu știa și a aflat ulterior. Eu nu știu, a fost și domnul în concediu, nu știu exact ce s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat toată această poveste, încă este un mister pentru mine. Știu sigur că în momentul când, cu două zile înainte, am discutat cu domnul Păduraru despre proiectul care urmează să intre pe ordinea de zi și dumnealui mi-a spus că este cel cu microbuze și am spus proiectul nostru, iar el a făcut o pauză neștiind... Că ați depus un proiect. Da, și unde se află, cu toate că discutasem cu dumnealui cu o săptămână înainte, îi spusesem despre intenție. Atunci, cumva aici nu știm exact ce s-a întâmplat. Nu aș putea să acuz pe nimeni, dar nu știu exact ce s-a întâmplat. Unde a ajuns proiectul, unde s-a blocat, ce s-a întâmplat cu el. Și cine l-a copiat, doamnă? Haideți să o spunem. Da, și cine l-a însușit. Ce să mai discutăm? Asta este o chestie de copii oligofreni care se joacă și zice, na, că ți-am făcut-o. Am luat proiectul și l-am făcut noi. Nu era bun la tine, e bun la noi. Și chestia aia, sâc, 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 știți cum era la grădiniță. Da. Iar despre celelalte inițiative, cu multă insistență, să zic că ajung unde trebuie, pentru că acum m-am învățat. Adică sun și odată și încă odată și încă odată până cumva rezolvăm problema. Nu, dacă ni se refuză odată, noi renunțăm. Mergem în continuare cu insistențe până cumva să fie auzită și inițiativa noastră. Ba, chiar în zilele următoare avem o inițiativă, o sugestie în primul rând, iar după să vedem dacă o să-l transformăm în proiect. Dorim să creăm pe site-ul Consiliului Județean o secțiune în care se poate vedea toate interpelările consilierilor județeni și răspunsurile primite. Pentru că așa poate... Și cum s-o creați dumneavoastră pe site-ul Consiliului Județean? Păi Consiliul Județean are un departament de IT. Bun, dar o să întâmple la fel ca și cu proiectul dumneavoastră de hotărâre. Noi o să propunem și sper, o să facem și, deja sunt în premieră aici la dumneavoastră, v-am spus prima dată, o să facem și public și eu sper că acest lucru să devină posibil, pentru că este important ca toți locuitorii din județ să vadă cumva și activitatea consilierilor județeni. Dacă au interpelări, dacă au sugestii, dacă au făcut ceva, după cum ar spune domnul Asaftei, poveștile să le lăsăm pentru Crăciun, că de multe ori, asta mi-a spus și ultima dată, poveștile lăsăm pentru Crăciun. Dar unde se spun povești de Crăciun la Consiliul Județean? Eu i-am cerut domnului... Eu i-aș fi spus, da. Domnul Saftei, de acord cu dumneavoastră, unde le spuneți? Vă îmbrăcați în moș? Cine-i Crăciunița dumneavoastră? Vă aduce cadouri sau dumneavoastră dați cadouri Crăciuniței? Adică, domne, e nivelul ăla de discuție? Dacă așa se discută acolo, așa discutăm și noi aici. Că altfel nu înțeleg. Deci. Noi încercăm să păstrăm bunul simț și respectul. Nu dăm de multe ori, chiar dacă suntem provocați, nu răspundem în această manieră, dar poate că ar trebui să ne gândim pe viitor. Da. V-au plăcut pozele de la inaugurarea Axei 3? Sincer, nu le-am văzut. Nu cum? Dar sunteți consilier județean. Nu m-am uitat. Vai, dacă, o să încerc eu să le caut. Cred că am văzut ceva unde se plimba domnul Asafte și cu... Parcă era și o sugestie sub o poză ca opri circulația, nu să... Nu știu, eu zic că da, o axă așa de importantă de circulație, nu s-a făcut o conferință de presă să vină să spună, domne, uite ce ați votat.
voi consilieri. Uite cum ne-am luptat noi și am făcut proiectul ăsta cu întârziere doar de câțiva ani, adică nu mare, adică ce mai atâta discuție. Și cu câte cheltuieli și cum și când. Sunteți mulțumită de activitatea Consiliului Județean și de a dumneavoastră personal acum când mai sunt mai puțin de un an până la alegerile pentru locale? În septembrie, dacă nu mă înșel. Din punctul meu de vedere, eu am făcut tot ce ține de mine. Cu siguranță se poate face mai mult. Dar pentru un consilier în opoziție, faptul că încerc să preiau toate solicitările venite de la foarte mulți locuitori din județ, unele poate sunt pentru o gaură în asfalt, altele pentru oprirea apei, altele pentru niște nereguli la un centru de la Oșloben pe care l-am vizitat săptămâna trecută. Eu încerc să fac tot ce ține și noi, și eu și colegii mei de la USR, încercăm să facem tot ce ține de noi. Studiem foarte bine proiectele. Ne abținem sau votăm împotriva acolo unde este cazul sau unde nu sunt sumele justificate. Despre activitatea noastră eu pot să spun că da, suntem mulțumiți, dar întotdeauna se poate face mai mult. Cu siguranță, ca și într-un orice alt fel de activitate, se poate face mai mult. Cât despre activitatea Consiliului Județean, în ultima perioadă, sincer, lasă de dorit. Și cum... În ce sens? Adică, vă rog să punctați, de ce lasă de dorit? În primul rând, pentru toate aceste proiecte care sunt întârziate, cu toate că vin acolo în raportul de specialitate toate justificările și toate motivele întârzierilor sau anulării sau nedepunerii la timp a anumitor proiecte, aici este deranjant, pentru că nu se dezvoltă județul în cu pași repede sau măcar cum ar trebui, așa cum ar trebui. Dacă vedem cu spitalul, nu sunt probleme de azi, de ieri, adică sunt probleme de ani, de zile, la fel și cu apa servo. Dacă s-ar fi acționat un pic mai atent la timp sau dacă ar fi gândit un altfel de strategie, o altfel de gândire să aibă, poate cu investiții mai mici, să nu se ajungă într-o situație în care suntem acum, cam asta este nemulțumirea. Da, de multe ori probabil că răspunsul lor ar fi că dacă nu vă convine, cam așa suna răspunsul de când am întrebat despre adăpostul de câini, că dacă știu eu un teren să vin să-l propun și să în calitatea mea de consilier județean. Da, într-adevăr, cam asta ar trebui să facă fiecare. Dacă fiecare dintre noi am face un pic mai mult din ceea ce facem, atunci lucrurile sunt convinsă că ar merge mult mai bine. Da. Cum credeți că a influențat condamnarea lui Ionel Arsene și după aceea schimbarea care a venit la Consiliul Județean, activitatea Consiliului? Aici aș putea spune că de multe ori când nu avem ce alege, alegem răul cel mai mic. Sub conducerea domnului fostului, domnul președinte Arsene. Conducerea glorioasă, deci trebuie să o spunem că au fost lucruri glorioase. Da, cumva el ținea mult mai bine sub control tot aparatul Consiliului Județean. Adică ei răspundeau la o comandă. Da. Nu mai răspundeau ca acum la 3, 4, 5 comenzi, da. Probabil. Era mult mai autoritar. Și cumva fiecare, probabil că și de aici nu mă refer la neapărat la angajații, pentru că doamnele de acolo cu siguranță își fac treaba foarte bine și nu le interesează cine este președintele Consiliului Județean. Dar și pe partea asta de influență, dacă în momentul în care s-a propus noul spital și am văzut că a ajuns pe lista scurtă a PNRR, eram aproape convinsă că se va realiza. În urma plecării domnului Arsene, atunci s-a văzut deja o mare problemă.
Se anunța că se semnează, că nu s-a mai semnat, ba că se merge la București, ba că se merge dincolo, ba că vine la Vaslui, ba că au fost și domnul nu aflase. Pe drumul de costișe ce duce la Vaslui, venea Safte încet zicând în gândul lui: ce de nu mai vine ministru, nu vine Rafila să semnez contractul? Și el fusese deja cu o săptămână înainte la momentul discuției. Da, da, știți cum e. Poezia aia a fost scrisă de mult. Unii o descoperă târziu și ajung la Vaslui după semnare. Cum toți suntem în domeniul ăsta sanitar, dumneavoastră nu aveți de unde să știți, când s-a hotărât închiderea spitalelor mici, Târgu Neamț, Bicaz, etc., cineva din Consiliul Județean a spus: domne, mergem la București să oprim închiderea spitalului din Bicaz. Și s-au dus și au ajuns după ce trebuiau să ajungă acolo. Și au zis: domne, traficul ne-a oprit. De fapt, ei nu vreau să ajungă acolo. Nu știu dacă domnul Asafte a vrut să ajungă la Vaslui, dar adică oficial el a zis că vrea să semneze. Probabil vrea să semneze și acum. Dar eu nu cred că nu vrea. Cu siguranță vrea, pentru că e normal să își dorească. Mă gândesc că altceva se întâmplă, care o problemă care împiedică cumva semnarea acestui mare proiect. Păi ce ar putea să împiedice? Faptul că proiectul e prost? Faptul că proiectul a fost acum propus tăind în jumătate sau mai puțin de jumătate un proiect și că ele nu se pupă lucrurile acolo cum trebuie? Că circuite, că vezi tu cum e cu terenul, cu alea, nu cumva asta e problema sau nu vine nimeni să spună despre ce e vorba? Dacă am ști care este problema, ar fi mult mai ușor. Da, trebuie să fim mulțumiți și eu și dumneavoastră și cetățenii. Chiar dacă nu e semnat contractul, s-au scos procedurile la licitație cu clauză suspensie. Da. Adică, cine trebuie va câștiga... Cine trebuie conform proiectului, nu altfel, nu știu la ce vă gândiți. Cine trebuie va câștiga și va aștepta. Până când vor veni niște bănuți, că banii vor veni. N-au cum să nu vină, dar nu vor mai veni pe PNRR, unde e control, ca să vorbim cinstit. Vor veni pe un proiect, pe un împrumut de la Bird sau de la nu știu cine. Și acolo e mai simplu, banii de împrumut se mai sifonează. Pentru că știți că în construcții se mai pune și sifon din când în când. Da. Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, proiectul sau care ar trebui să fie proiectele fundamentale care să susțină dezvoltarea echilibrată a județului? Proiecte care nu există sau care există doar la nivel de discuții. Dacă vreți să vorbim, în primul rând, cele mai importante și nu neapărat de dezvoltare, ci de importanță vitală. În primul rând este spitalul și în al doilea rând este proiectul cu apa serv, că vedem câte probleme sunt zi de zi. În primul rând este sănătatea oamenilor. Eu am făcut o vizită cu câteva săptămâni spitalului județean, pentru am discutat cu doamna, noua doamnă directoare, doamna manager, pentru că vreau să văd un pic care este strategia, adică cum, ce plan are, ce își dorește să facă. Da, acum trebuie să primească autorizația. Da. Și ce v-au spus? Încă dinainte să primim proiectul la Consiliul Județean de asociere cu asociația Zamfir, parcă se numește. Da, este asociația doamnei, deci familiei Zamfir. Da. Dânsul are o firmă de construcții, poate mai multe, nu mai știu acum, de construcții, iar doamna este director la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, da. Nota bene, fost director la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Asta ca să fie clar cine este asociația Zamfir, să nu avem probleme. Da, am căutat și eu în urma vizitei, am căutat câteva informații despre asociația respectivă, vreau să văd cine se ocupă. Dacă am ajuns, nu spun că este un lucru rău, este un lucru foarte bun că societatea civilă se implică. Deci chiar este... Întrebarea este de ce s-a ajuns în această situație. Soluție
de avarie în condițiile în care situația de la spital era cunoscută înainte de apariția celebrei tâmpenii numită austeritate, care nu e austeritate decât pentru unii și bogăție pentru alții. Deci, de ce s-a ajuns în situația asta? Și aici este important. De ce s-a ajuns să apelăm la tertipul ăsta cu o fundație? Pentru că e un tertip administrativ, ca să, ce să mai lungim. În loc să fie banii dați și să se facă trupul. Asta nu înțeleg eu. Dumneavoastră înțelegeți? Nu. Nu înțeleg nici eu și chiar am întrebat lucrul acesta. Zic, de ce s-a ajuns? Adică este un lucru bun, nu zic nu, dar de ce s-a ajuns să apelăm la o asociație în loc să vină banii de la Consiliul Județean sau, nu știu, din anumite, din alt tip de finanțare? Răspunsul cumva a fost că dacă vin finanțări de la instituții, cumva este multă birocrație. Păi și nu, instituție... că este chestia asta. N-au voie acum pe austeritate. Acum, da, dar până la sfârșitul lui decembrie. După nu știm ce se va întâmpla dacă da, vor dar putea ei aveau să... nevoie acum să termine până la 30 decembrie să facă ATI-ul, primi... ca să poată primi autorizația de funcționare. Da. Nu acreditarea, că aia e pierdută deocamdată. E amânată, știți, așa se zice. Nu, acum să vă mai spun ceva. Chestia asta cu... ne-a surprins austeritatea. Vă dau un exemplu. Vreau să fac o știre astăzi, dar uite că spun înainte. Avem celebrele lucrări în municipiul Piatra Neamț. Și printre ele și școala 5. Una din școlile mari, din a doua școală ca număr de elevi. Domnul primar aici în emisiune a spus pe 31 decembrie se va încheia contractul acolo și totul va fi în regulă. După anul nou se mută elevii în școală. E, și contractul ăla se prelungește. De ce? Constructorul ci că își termină treaba. Dar sunt niște branșamente care nu erau prinse în proiect. De ce? Nu știu. Și că branșamentele alea nu pot fi executate, că ăla cu austeritatea, ordonanța nu permite să alocăm bani în perioada asta. Pardon, dar de branșamentele alea nu se știa din ianuarie, de anul trecut, de acum 2 ani, și băieții ăia care se ocupă, tehnic vorbind, nu puteau să spună din luna lui martie, al lui aprilie, din 1 aprilie, să-l păcălească pe primar. Să-i spună, domn primar, știți, avem niște branșamente, nu sunt prinse în proiect, haideți să le prindem acum. Nu, noi așteptăm noiembrie-decembrie să vină ordonanța. Și să spunem, nu putem să dăm drumul la școala 5 când avem branșamente făcute la centrală și la fotovoltaice. Și așa că, băi copii, mai mergeți o lună, două, trei la școlile normale, unde primăria, nota bene, cheltuie bani enormi pe curentul electric, încălzește cu niște panouri și nu știu ce. De ce? Pentru că niște oameni de bine n-au previzionat, bă, avem nevoie de branșamente, avem nevoie de aia, să le lucrăm în paralel, să scoatem tontorizația de la tontoritatea locală și să facem. Acum că spuneți dumneavoastră, la școala unde învață copilul meu, se renovează și școala respectivă și acum mă gândeam, eu sper să nu... Îmi spuneți școala și vă spun eu. Școala domnească din Târgu Neamț. A, nu, acolo lucrurile se pare că sunt mai... Sunt pe lucru pentru un cel bun. Vorbisem cu directorul și spunea că e mulțumit. Vedem, verificăm. Vedem că ar trebui să... Facem o știre. Da, ar trebui să finalizeze lucrările cumva în luna martie, pentru că deja copiii sunt împărțiți în două schimburi ca să poată să... Din câte știu eu, acolo stau destul de bine. Da, cine, mai vedem. Da, bine, e iarna. Tocmai de asta zic, vine iarna, nu știm dacă sunt prinse și acolo branșamentele și tot ce mai urmează în proiect, adică vedem dacă da. Într-adevăr se... Nu, dar este absolut aberant să ai un proiect, să știi că trebuie să faci branșamente și tu acum să vii să îmi spui senin, ce nu, dar știți, ordonanța de urgență. Da, serios, ordonanța de urgență. Dar de când știi tu, măi, tovarășul, că trebuie să faci branșament acolo? Dar să știți că foarte multe
foarte multe persoane se leagă de această ordonanță de urgență și aici o să vă este o scuză. Da, într-adevăr. Este o scuză. Aici o să vă povestesc un pic despre vizita mea la centrul din Oșlobeni. Da. Am primit câteva sesizări din partea aparținătorilor care au internați părinții sau rude, mă rog. Rudele acolo. Îmi spuneau că acum lunile noiembrie, începând cu octombrie, noiembrie, decembrie, nu a mai permit suficienți Pampers, li s-a luat... Da, e ordonanță de urgență, adică ăia nu trebuie și ei să suporte rigorile. Că foarte multe din aceste materiale nu intră în această ordonanță. Dar nu contează. Păi, noi, noi directori, oameni de acolo... Păi dacă e ordonanță, păi facem, domne, chestia asta. Da, și am fost în vizită la acel centru, am discutat cu doamna director de acolo și exact asta îmi povestea. Iar eu atunci am zis, dar sunteți sigură că toate aceste, totuși, sunt pe latura sanitară, intră în această ordonanță, adică nu or fi o excepție, o chestie. Și într-adevăr, așa a fost. Eu am ajuns la Consiliul Județean, am discutat cu doamna Bosovici și sunt exceptate toate aceste absolut materiale, adică, sanitare și medicamente. Mai ales pentru niște și... oameni bolnavi într-un centru, da, care este finanțat. Exact. Deci, nu, deci este exces de zel, este modalitatea prin care unii spun, dom'le, nu mai avem voie să facem nimic, dar în schimb, fac economii ca să poată să facă economii, nu știu, profit la Oșloben. Ce profit se face? Nu ar trebui să se facă profit acolo. Adică vorbim despre un centru de bătrâni... Păi, despre ce vorbim aici? Este lipsă de empatie, este prostia celor care conduc, și care se lasă prostiți de funcționari. Da, aș putea să spun că probabil nu au fost suficient de bine informați. Adică nu... Foarte multe... Câteodată nu știm nici... Îmi cer scuze. Trebuie să citești. Când îți vine o ordonanță, trebuie să o citești și după aceea să nu fii din cei selecționați la PISA. Da. Să fii din ceilalți ca să înțelegi ce scrie și în ordonanță. Dacă nu înțelegi, cu siguranță sunt alte persoane la care te poți... Dar nu, dar tu ești plătit ca să înțelegi. Într-adevăr, aveți dreptate dumneavoastră, dar cum aparțin de GASPC, cu siguranță putea să adreseze o întrebare mai sus, să vadă dacă într-adevăr trebuie să se ajungă atât de departe sau se poate cumva rezolva problema. Pentru că în urma vizitei deja problema s-a rezolvat, au înțeles că nu intră, sunt exceptate de la ordonanță și cumva au început să cumpere. Dacă nu cumva aveau pe stoc. Și nu le foloseau. Posibil să iau și pe stoc, pentru că de obicei se cumpără loturi mult mai mari pe licitații, ca să obții un preț mai bun, la începutul anului. Ați văzut. Păi aici e marea problemă. Sau cumva nu mai erau pe stoc și trebuiau să existe. Și atunci au zis, a venit ordonanța, numai bine se acoperă. Și când vorbim de bătrâni, chiar nu-i poți explica persoanei respective că nu mai ai și că trebuie să-ți aducă de acasă. Dar cum poți să-i explici la spital unui om care vine probabil și nu are foarte multe rude, care se dispună de bani și vine la operație și îi se spune așa, da, ce ai patul ăsta aici, te operăm peste 3 zile, dar până atunci te-am operat mâine. Dar n-avem cum, pentru că trebuie să aduci tija de titan, ancora de platină, nu știu ce astea. Știi, asta varianta minimală. Dacă vrei varianta maximală, te duci la farmacia, de acolo îți dau eu un bilețel unde te duci și de acolo îți spune pentru operația făcută de mine ce trebuie să aduci. Și asta nu numai la operații, ci și la alte saloane, alte secții, unde scriturile nu avem. Și familiile, ca să fie totul bine pentru persoana care o internată, fac tot posibilul, se duc și cumpără. Dar dacă am merge toți când ne este cerut și am spune și ne s-ar face vocea auzită, nu credeți că s-ar schimba ceva oare? Nu știu, eu mă gândesc. Da, într-adevăr, când ești pus așa într-o situație, nu mai ții cont. Te duci și cumperi, faci tot posibilul. Mai și vedeți duci... pe cineva să iasă să protesteze în România? Nu. Și aici este o mare problemă. Și aici este vina cuia mea.
nu este a dumneavoastră, este vina tuturor, pentru că cumva ne complacem în această situație. Vă spun eu de ce nu mai iasă lumea să protesteze. Pentru că nu mai sunt vector de imagine. Că nu s-a rezolvat nimic în urma protestului. De ce? Nu. Oamenii nu mai protestează pentru că au ajuns să creadă că este normal ce se întâmplă. Ce se întâmplă. Că trăim foarte greu, că e războiul, că Israelul, că Ucraina, că... Păi, se duce primul ministru al României în America și prima vizită pe care o face este la un muzeu. Păi, de ce te duci acolo? De ce te duci prima dată acolo? Eu nu spun să nu te duci. De ce te pozezi acolo și dai comunicat? De ce nu te duci tu așa, dacă simți nevoia să plângi pe umărul? De ce nu te duci tu acolo frumos, singur, depui o coroană, plângi și după aia, dar fără comunicat, ce mesaj dăm noi în țara asta? Mă rog, lumea a ajuns să creadă că este bine așa, pentru că atunci când se întâmplă ceva rău, nasol pentru înțelesul tuturor, brusc apare câte un comunicat care ascunde chestia aia. Eu cred că lumea s-a și învățat să-și rezolve cumva singură problemele, adică să nu mai aștepte ajutorul autorităților așa de mult. Și pentru că doamna apostol, este, spuneți, este frustrant la un moment dat tot să doamna aștept apostol să se întâmple și nu se mai întâmplă. Știți care este visul fiecărei mămiși și fiecărui tătic? Să-și angajeze copilul la stat. Vroiam să vă spun dacă puteți să-mi spuneți care este visul meu ca mamă și al soțului meu ca tată. Nu, noi nu avem vise din astea. Păi de aceea nu sunteți la putere. De asta nu suntem la putere, nu vedem bine situația, nu înțelegem. De asta nu vedeți... Păi cum adică? La câți gândiți-vă câți funcționari sunt, câți dintre aceștia n-ar trebui să fie, da, și sunt plătiți pentru un singur lucru. Să mobilizeze lumea la vot ca să mențină sistemul. Cum e posibil ca o familie să câștige pe lună 60.000, 70.000 de lei de la buget? Pe câte două salarii fiecare membru aproape al familiei. Două, trei surse de venit. Și toate aici, la un loc. Și n-am văzut, eu, ține, nu știu dacă la istorie ați făcut, era un senator roman, sper să nu greșesc că-s profesor, Cato, pe timpul războaielor punice, când se bătea Roma cu Cartagina, și după primul război, care a fost foarte greu, ăsta când lua cuvântul în senat, și dumneavoastră sunteți într-un fel, da, de senat, indiferent ce problemă era, și spunea așa, și totuși trebuie să... Cartagina există și trebuie să o distrugem. Eu aș vedea așa o ședință de Consiliu Local. Județean, mă scuzați. La diverse. Se înscriu toți consilierii și spun, vă rugăm să ne explicați cum este posibil să avem asociația tăiat frunze la câini și cum este posibil să avem membrii unei familii plătiți din jurul Consiliului Județean pe câte două lefuri. Și indiferent care era subiectul, spital, apă, prima dată întrebam asta. Dacă tot e să discutăm la diverse, întrebam asta de fiecare dată. Până când cineva se supăra și ori oprea de tot ședințele, ori spunea, domnule, dar stați un pic, dar ia-ți valoroși. Ar trebui să ne mai dăm cât în un serviciu. Și atunci dumneavoastră să spuneți, da, doamne, haideți să le donăm și indemnizația noastră de consilieri, ca să simtă bine. Eu așa văd lucrurile. În fiecare ședință m-aș ridica și aș spune, bună ziua, vreau să știu de ce nu s-a semnat contractul pentru spital. Nu vă răspunde azi, vă răspunde mâine. Dar dacă 20 de oameni ar face chestia asta televizată, vreau să știu de ce centrul de la Dragomirești nu a funcționat. Dar nu mai suntem 20 în opoziție. Nu contează. Adică suntem acum, cât sunteți? Nu mai știu. Dar ar fi, haideți să vorbim așa pe înțeles, haios, ar fi cool.
Ar fi cool și haios, dar... Și ar deștepta lumea asupra problemelor. Nu Comisia 1, Comisia 2, cine este pentru, cine este împotrivă. Doamna Apostol, lăsați, discutăm la diverse. Domnul, colegul dumneavoastră, tot așa, Crețu, domnul Crețu, fiți atent dumneavoastră acolo, la diverse dacă vreți. Păi, cum adică? Suntem elevi de școală generală? Noi cred că suntem din Consiliul Județean, nu știu dacă a fost, nu știu, aș putea să spun că sunt 20% din ședințe în care nu am luat cuvântul și nu am întrebat ceva eu sau unul din colegii mei. Adică noi punem întrebări, câteodată mi se răspunde, câteodată îmi spune că vă trimitem raportul, o să primiți în scris, când era domnul Arsenie ne spunea, notați să nu se uite să primească răspunsul, acum văd că a preluat și domnul Asaftei la fel, o să primiți, o să primiți. Moștenirea luminoasă, adică ce? Da, deci noi nu că nu întrebăm, întrebăm, după cum vedeți, ieșim și cu postări, comunicăm, anunțăm. Eu vă spun că dacă nu faceți lucruri ieșite puțin din tipic, din tipicul unei ședințe, lumea va considera că așa este normal. Mi se pare mie sau vă pregătiți pentru o candidatură la Consiliul Județean? Pe final, scot și o știre din emisiune. Nu am avut încă alegeri interne. Dar veți candida? Cel mai probabil o să candidez intern. Dacă o să mă bucur de încrederea colegilor mei, atunci o să fiu și candidatul Consiliului Județean. Dar cu siguranță se vor mai înscrie în cursa internă și alți colegi. Și atunci o să vedem care va reprezenta partidul USR în această luptă. Am o știre pe care pot să o scot în continuare. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Scuzați-mă că am vorbit eu mult astăzi la început. Dar sunt lucruri care deja devin insuportabile. M-am săturat să fiu mințit cu zâmbetul pe buze sau cu explicații puerile demne de PISA, de cei care completează la PISA. Tare aș fi vrut să văd testul ăsta PISA dat. Mă opresc aici. Numai bine. Vă mulțumesc. Mâna.